Ce trebuie să fac, bă, aici, bă, uite, a pus și nu merge. Trebuie și cum să nu poți să faci un task. Știi, că cei care nu știu să facă task-uri sunt impostori, în general, fă task-ul. Bă, puțin, bă, dracu, task-ul, da, trebuie să fac. Bă, tu nu vezi că nu merge. Bă, băieți, bă, fiți atenți și de asta de DJ am aici, bă, am mixer, bă, ia uitați-vă. Ăsta îl dai mai sus. Asta îl dai un pic mai jos. Aolo, bă, ăsta e curentul de la navă, bă, se duce nava, se duce nava, bă, se duce. Ai ridicat-o bine pe asta, dacă maestre. Bă, băieți, bă, ce naiba se întâmplă? Abia acum am ajuns și eu, bă, ce dracu faceți deci, aici? Deci, îți explic eu ce s-a întâmplat. Ne jucam cu curentul și ne-a dat cu curentul pe la urechiu. Deci bă, aici, Toni, uite ce-a bă, făcut. Ce naiba ați făcut, mă, bă, spuneți, bă, hai să fim serioși, mă. S-a închis curentul, nu mai văd nimic ca, bă. Dacă nu s-a închis curentul și am orbit noi. Bă, băieți, cred că am orbit, vă negru. Bă, focă, te rog, bă, nu te mai prosti, mă, ce naiba? Unde vezi negru, mă? Văd negru. Deschide, da. Deschide ochii, deschide ochii. A! Bă, da? mie sincer mi-e frică, nu știu ce dracu se întâmplă. E foarte întuneric. Unde dracu-i Dragoș? Bă, bă, bă. Bă, da, Dragoș mai devreme era fix lângă noi. Bă, aia zic și e eu. Dragoș. Bă, vreți voi să aprinde luminile că este frig și e fricu și e fricuș? Toni, n-ai 10 ani. Eu sunt Toni. Bă, băieți, hai să reparăm lumina și eu mă duc puțin până acolo că am o treabă, ok? Cât bă, da, ce treabă ai? Bă, am și eu să fixez acolo cât faceți voi aici, știți cum e și eu am treabă. Dar eu nu știu să fac aici, că dau sus, jos, bă, sus, dai, jos, sus. Uite așa, lasă, Toni, dai aici, Toni, te descurci. Ai reușit. Bravo, Toni, ai reușit să repari mumiile, ești un adevărat inginer. Am reușit să repar mumiile. Ha, s-au stins mumiile. Toni, ai reparat lumile alea, da? Am văzut ce le-ai reparat. S-au stins înapoi. Bă, da, știu, s-au stins din nou. Trebuie să le reparăm iară bine. Cum am zis, eu mă duc puțin mai încolo, că am puțină treabă și ne auzim, ok? Ok, bine. Până atunci repar. Stai departe că repar eu mumiile. Okay. Am rămas noi doi acum. Ce? Aprinde lumine mai zi. Ce se aude? De ce Dragoș în genunchi și tu ești la... mie-mi pare... Nu e ceea ce pare. Deci l-am găsit... Dragoș? Dragoș? Deci, nu, e traumatizat. Dragoș, taci. E traumatizat. Deci problema e așa. A alunecat aici pe o pată de ulei. Deci a alunecat pe pată de ulei și încercam... Știi cum era întuneric? Încercam să ridic. Dragoș, așa-i spune. Confirmă, Dragoș. Te rog eu frumos. Vedeți? E ok. Deci uite... Fix aici, veniți încoace să vă arăt. Vă zic cât se poate, de sincer, a alunecat acolo, era o pată de Dragoș și a încercat să ridic. Spune, Dragoș, zi, nu-i așa? Nu. Taci, grijanie, Așa, deci cum spunea? Nu, i s-a stricat aparatul ăsta auditiv aici și astea. Zi-mă, Dragoș, nu-i așa? Dragoș, ia zi tu acum, fără să te atingă individul acesta, ce s-a întâmplat cu adevărat? Deci ești pe jos și el e în picioare. Da, spune-le. Mă băg tot. Bă, unde? Bă, a plecat. Nu. Na, se poate. Bă, și-a stins și lumile. Toni, mai fă puțin pe inginerul, repede. Da, deci luminile astea, nu? Pe astea se le repară, nu? Mhm. Luminile astea. Merge și meeting. Nu, cum adică? Alo. Nu. Băi, mă urmărește în spatele meu. Report. Eu și angajatul de serviciu Perry votăm împotriva ta. Cu ce dovadă? Aș vrea să știu. Exact. Mm-hmm. Nu exact. Este o dovadă validă. Spune și mie de ce ai făcut în primul rând întâlnirea asta. Uite că-ți spune el. Mm-hmm. Nici măcar nu e autorizat să fie aici în spațiu cu noi. De ce? El ce are? De ce veniți după mine? Bă, de ce veniți după mine? Bă, ce faci? Stai, am o întrebare. De ce veniți după mine? Bă, de ce veniți voi după de mine? Ce veniți am eu o întrebare și am dreptul la întrebarea asta. Eu sunt culoare primară. Deci, voi, practic, culorile secundare mă urmăresc pe mine. Băieți, da? Red kind of sus. Bă, yep. Bă, deci nu pot să... Deci, sus. În primul rând, tu da.
dădeai din călcâie cum nu trebuie. Deci eu nu mă faci pe mine, pentru că am citit cărți. Am citit cărți despre limbajul. Bă, am citit cărți despre limbajul corpului. Am citit cărți. M-am uitat la seriale. M-am uitat la... Bă... Tocmai te la del și e handicapat. Bă, nu. Deci am citit cărți. Am citit cărți despre limbajul semnelor. Uite, și l-am văzut. Uite, handicapat, asta mergea așa. Uite, se preface, se preface. Tony, ajută-mă. Tony, ține spatele, Tony. Mai încet. Bă, haideți să vă arăt că nu sunt eu suspect și să vă dau cu... Nu, credeți-mă că știu că sigur el e suspect. Deci l-am văzut în felul în care mergea. Băi, îți cred că e handicapat. Nu e, nu e, se preface. Se preface, vă spun că e suspect. Deci vă spun sigur. Haideți să vă arăt eu că nu sunt eu, ca să fim siguri. Eu m-am apăsat pe 69 de 7 ori. Uite, nu sunt eu. Cum adică, bă, deja încep să fii tu suspect. Deci te suspectez pe tine acum. Cum adică, ce e asta, bă, mă, ești tu? Ce e asta, mă, îți freci mâna aici în față și zici că nu ești tu? Uite și eu pot, mă, să-mi frec mâna aici. Poftim, poftim. Na, na, nu suspect. Îmi frec mâna, nu suspect. A dispărut. Adică era în colț, era deasupra la mergea. Nu te mai băga în discuția noastră. Bă, nu te mai băga, mă. Serios, bă, e handicapat. E handicapat, ai zis-o și tu, n-are cum să fie el impostorul. Era deasupra la vechi. E handicapat, te iei de el acum. Uite-l! E handicapat, uite-te la el. Așa tu ești impostorul. Deja, deci deja ai aruncat vina pe toată lumea. Ai aruncat vina pe toată lumea. De la bun început, tu erai impostorul. Am citit suficient de multe cărți ca să-mi dau seama că tu ești impostorul. Tocmai răpă... Uite, fii atent. Dragoș, Dragoș, în vent. În vent, Dragoș. Da, e bine dacă te uci în vent. Intră în vent, demonstră-l așa că ești om bun. Haide, Dragoș, na, acum îl faci. L-a făcut și să plângă, bă, ce naibai cu tine? Bă, tu ești... Dragoș, 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 nu mă fă de râs, intră în vent, intră în vent, Dragoș. Bă, lasă-l, mă, că-l faci să plângă. Bă, du-te, vino, vino că... E impostor! Nu e impostor, e... No! Dă-i mă lu' ăsta, mă. No! Vezi, e handicapat, mă, n-are cum să fie. E impostor! Bă, uite-te la el, mă, ce naiba, a și plecat. N-are, mă, cum, n-are cum. Bă. S-a stins bine, da? Bă, nu, 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 nu. Știți că nava asta e veche, suntem pe ea de mult timp, mai face hardughia asta, problemele astea. Hai să reparăm luminile împreună, că n-avem ce să pățim. Și nu e el impostor. Frică. Frică. Vedeți? E frică. Cred că e frică, da. A ieșit din... Nu, n-a ieșit, mă, era acolo tot timpul, dar nu am văzut că era întuneric. Hai să mergem să reparăm. Hai să reparăm luminile, că n-are ce să ne facă. E impostor. Nu e, mă, impostor, mă, da, stai e, liniștit. E impostor. Nu e, nu, nu e impostor. Uite, vezi, e aici, mă, voia să repare tot timpul luminile, uite-l. Atunci ce nu le repara? Că nu știe, nu vede întuneric, nu se vede aici. Păi atunci noi cum reparăm dacă nu vedem? Păi, dar nu că el e handicapat și de-abia de poate le repară noi. Și dacă ești impostor cu el, a? Cum să fiu eu impostor, mă? Acum am acuzat pe mine? Cam acuz tu așa, stânga-dreapta, nu? Da, impostor, eu zic că tu ești impostor. Uite, uite cum repară luminile, uite-te și tu. Aproape reușește și el, mai încet, mai încet, dar bine. Uite, vezi, Tony, du-te bă și ajută. Da, uite, vezi, a reușit. Da. Haideți, haideți că mă duc eu și stau cu el și vă demonstrez că nu e impostor, ok? Ok. Bine, bine, perfect. Mă sacrific eu pentru că v-am spus, înainte să fiu pe nava asta am fost doctor în minciuni, da? Și știu cine poate să fie impostor de aici. În tot timpul ăsta eu știu cine e impostorul. Hai, Dragoș, să mergem, că am încredere în tine. Uite, Dragoș, vezi, deci de aici trebuie să tragi așa, înțelegi, în jos și să umpli aici cu... Da? Poftim? Nu, e ok, stai liniștit, că ți-arăt eu cum se fac. Am zis, impostor, vezi? Ți-am zis, deci, v-am zis la bun început că se preface că e handicapat și că e impostor. Eu nu cred că el este. Eu păi cred că tu ești. Tocmai l-a omorât și a intrat în vent, cum sunt eu. Eu sunt Tony. Știu. Am învățat de la cel mai bun, ferească Sfântul să se mai vedem, să băiatul ăsta, da, care e aici cu albastru, cu alb. De la el am învățat, m-am uitat cu el la cele 7 sezoane de Lie to Me și la cele 6 cărți pe care le-a citit și știu exact cum știe și el și tu ești.
Hai, Vilda! Ai mare dreptate, el este. Sta, de, vorbește. Mă duc să dau report. Hai, Vilda! Bă, tu ce faci aici, a? Ce faci ăsta aici? Adică? Ce faci aici? Nu faci... Ce faci? Bă, nu! Ar trebui să-mi puști. Păi nu, dar stă... Stați! E nevoie de liniște, trebuie să auzi asteroidul cum trece și să vezi dacă asteroidul? E... Asteroidul? Meteoritul. Hemoroidul? Nu. Asteroporidul. Asteroid, da. Trebuie să-l auzi nu. Cum... Cum? Nu trebuie să-l auzi cum trece, trebuie, îl vezi aici pe ecran și nu, tragi în el. Nu, e sunt unii prietenoși. Cum vrei să-i omor dacă sunt prietenoși? Spune-mi și tu mie. Cum ba, ei nu sunt prietenoși. Ba da, sunt prietenoși. Sunt unii prietenoși, da? Sunt... Uite, vine un asteroid. Nu, nu, lasă-l, trebuie să-l ți apropie mai uite-l. Tare. Nu, uite-l. Lasă-l. Uite. Bă, băieți, mie îmi pare a fake task. Nu e fake task, nu e fake task, jur, jur că nu ce e. Ce fac e task? Nu e fac e task, nu e niciun fac e task. Ups, nu dați report, stai. Nu, am apăsat pe buton. Report body, voi fost, tu fost de nu, față și... Nu, nu, eram cu asteroizii, s-a împiedicat și a căzut și a rupt gâtul, n-am apăsat pe butonul greșit aici la asteroid și... Vrei să spui că i-ai tăiat gâtul? Nu, nu am, nici măcar n-am arme la mine pe chestiunea asta. Eu m-am săturat. Tony, zi tu ce ai de zis. Eu sunt Tony. Nu, vezi? Da, un exact. Un adevărat înțelept. Vezi? Aia zic. Dăm skip, haideți cu mine, dăm skip vote. Ce? Nu. Tony chiar dai skip, Tony chiar să dai skip. Dăm skip, fiți atenți, dăm skip vote. Da, ok. Și mai mergem din nou la asteroid să vă arăt că nu făceam fake task. Da, hai să vedem. Da, deci aici, vedeți? Cum stă? Da. Harta. Da, da, se vede ecranul, se vede. Și asteroidul, vedeți? Unde? Nu e, tocmai. Nu era fake task. Deci nu e asteroid, nu e fake task. Stăteam... Nu te-am văzut făcând ceva. Păi cum adică? Eram aici, mă uitam, respiram aer și mă uitam pe asta. Noi tu ai zis mai devreme că ești detectiv bun câte tu, nu știu câte sezoane din nu știu ce serial. De ce nu te implici? Ții cumva cu el să-ți amândoi impostori? Dar ce dai tu vina așa repede pe mine, a? Cred că nu, tu ești impostorul, nu? Eu am zis doar ești Tony și imediat s-ar tu cu gura pe mine. Nu, runda trecută erai prea mare detectiv. Eu sunt detectiv când vreau eu să fiu detectiv. Ai văzut vreodată pe Scooby-Doo și pe Shaggy să ghicească mereu din prima? Nicio. Atunci de ce? Da, da. Eu îi să-l votăm pe ăsta. Tamovul e culoarea morții. Vă știu, Red Kind of Sus? Știu, vă știu eu. Da. S-a dat deci te rog frumos să-mi spui așa, da? Ai dat vina pe mine tot timpul ăsta, dar tu ce-ai făcut? Spune-și mie ce task-uri ai făcut tu. Ce task-uri ai făcut? Că te-am văzut pe tine făcând task-uri fake și m-am păi da, asta e treaba ta, să vezi ce task-uri fac eu, treaba ta e să-ți vezi de task-urile tale. Nu, treaba mea e să-mi văd task-urile mele și să văd cine e impostorul. Și mi-am dat seama că tu ești impostorul pentru că ai făcut task-uri fake. Stăteai acolo la weapons și nu trăgeai în absolut nimic, te uitai exact da, ca un prost. Da, și atunci, Dragoș, cum a murit? Spune-mi și mie. Dragoș, ce-a pățit de a murit? Mi-a dat gâtul. Nu eu. Nu pot să fiu capabil de așa ceva. I-ai tăiat gâtul. Cum să-i tai? Cu ce? Cu ce? Că nu aveam cu ce să-i tai gâtul. Cu cuțitul. De unde? Am cuțit la mine? Nu văd niciunul. Tony, spune-mi, te rog, că nu-l crezi. Bă, nici eu nu văd niciun cuțit. Vezi? Și văd că tu cam arunci cu vina, a? Ești o prognoză meteo. Știi ce? Prefer să mor în spațiu, mă votez singur. Nu. Am eu o idee, Tony. Știi ceva? Hai, mai devreme eram impostorul și acum nu vrei să mă votați și e regulă cu voi. Tony, am o idee. Bă, s-au închis luminile, bă. Păi e groasă, e groasă. Eu pentru întuneric, eu pentru întuneric am alergie. Am alergie. Eu nu pot, eu mă cac pe mine pentru întuneric, sincer. Scap așa cacao. Voi nu pățiți de obicei. Eu mereu. Eu... Ciudaților. Cum adică tu nu te caci pe tine că e întuneric? Eu așa direct... Nu. Bă, ce e aici? Ce e asta, bă? Ce e aia, bă? Bă, ce era aia, bă? Chermit de periuță? Bă, nu știu, bă. Mi-e frică, mă, să mă mai duc. Am făcut pe mine deja. Am făcut aici trec grăhăței deja. Eu mai bine mă arunc aici direct în spațiu decât să mă mai duc încă. Bă, știi ce? Am să fiu eu curajos și am... Bă, iar trecut pe aici. Auleu! Tu ești carnea de tun, du-te. Alo, cineva? Unde fugi? Bă, stai. Mi-e frică, bă, eu nu vreau să mă mai duc acolo. Eu nu vreau să mă duc. Mi-e frică. Deci, sincer, mi s-a făcut piele de găină, mă. Ideea este următoarea. Dacă stăm aici e lumină de la spațiu, deci nu vine întunericul, deci aici nu mai pățin nimic. Stăm aici. Ai auzit tu?
Hai să încep puțin focă. Foca. Foca. Bă. Bă, Tony. Bă, nu e ok. Nu iară! Bă, nu-i bine. Stai, aici stau până se termină tot. Bă, Tony, bă, trebuie să fim curajoși, mai să mergem după el, să-l găsim, bă. Curajul e dacă vrei să-l ai, eu nu-l am. Bă, Tony, mă, fii curajos, mă, și hai cu mine. Bă, Tony, bă, hai să... Bă, trebuie să fim bărbați, mă, să mergem să vedem ce-i cu ăsta, mă, aici. E dusă treaba. Bă, Tony, bă. Bun, dragii mei, mulțumim din nou că ați fost alături de noi, sunteți super duper minunați și nu uitați să bubuiți butonul de like, subscribe, share și comment și să verificați toate linkurile din descriere și canalele minunate ale acestor băieți. Mulțumim, pupici cu sclipici, pa, pa!